CSM Slatina a început cu dreptul ediția de campionat 2015-2016, deși sezonul competițional al Divizia A a debutat pe data de 19 septembrie. Fetele antrenate de Gabriel Bărcină au avut meci în cea de-a doua rundă în compania grupării CSU Reșița. Handbalistele slătinene au condus ostilitățile în teren din primul minut al jocului și până la ultimul. La pauză, CSM Slatina avea un avantaj de doar 3 goluri, scor 14-11, însă jucătoarele noastre au revenit în repriza secundă mai motivate ca niciodată, încheiind partida cu scorul de 35-25. Victorie muncită de fete, le felicit. Păcat că avem acele căderi care încă nu putem să le scoatem. S-a văzut că Reșița este o echipă care de 3 ani joacă în aceeași formulă și omogenizarea s-a văzut pe teren, dar noi am venit cu o pregătire fizică extraordinară, cu un devotament extraordinar pe teren și atunci normală și victoria. Știam ce meci va fi, am jucat cu Elena Mical, erau pregătite, le-au venit foarte montate aici să câștige. Au fost momente și mai bune și mai rele în meci, dar am câștigat la o diferență de 10 goluri. Antrenorul celor de la CSU Reșița, Cristian Busuioc, a declarat la finalul partidei că a sperat până în ultimul moment că elevele sale vor reuși să revină în joc. Acesta mai adaugă faptul că echipa sa a făcut foarte multe greșeli și a fost taxată. Din păcate ne-a costat foarte mult începutul ezitant de joc. Atmosfera creată de publicul spectator se pare că s-a pus apreta pe jocul nostru. N-am reușit să comunicăm, am avut o revenire pe prima repriză, mai ales pe final, însă din păcate trebuie să recunosc că n-am făcut un joc așa cum ne-am fi dorit și echipa gazdă a obținut o victorie meritată. Cunosc colectivul, cunosc echipa, în mare parte nu pot decât să le doresc mult succes și să realizeze obiectivele pe care și le-au propus. La partida dintre CSM Slatina și CSU Reșița, în tribunele din sala liceului cu program sportiv, s-au aflat foarte mulți iubitori ai acestui sport, dornici de un adevărat spectacol handbalistic. Totodată, echipa slătineană a beneficiat și de susținerea galeriei.